Domnului. Că El este Cel care poate să șteargă lacrima și să mângâie. Și nimeni nu știe mai bine ca El. Deci se cade să-i mulțumim și la masa aceasta, să-L glorificăm și să-L preamărim, pentru că și-a privit cu milă peste noi, robii Săi și roabele Sale, și ne-a binecuvântat cu viață, sănătate, cu putere, și putem să mai stăm încă o dată în casa Domnului, în prezența Sa. În prezența Domnului sunt bucurii, așa spune Salmistul, mari și nespuse. Și noi credem că și după masa aceasta Dumnezeu își va revărsa prin harul Său și prin puterea divină a Duhului Sfânt bucurii peste fiecare care a venit cu dorința ca să se întâlnească cu Domnul. Ca Domnul să-i spuie păsul Său, să-i spuie necazul, problemele prin care trece. Pentru că El ne-a promis că ne va purta de grijă în chip minunat și noi doar numai să le aducem la picioarele Lui și să ne credem în El, și atunci vom vedea cât de bun este Domnul nostru. Slăvim numele Domnului pentru bunătatea Sa cea mare. Am să citesc din Psalmul 40 câteva cuvinte, un psalm care nu prea am citit eu din el, dar este un psalm bun și frumos de al lui David și spune în felul următor: Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigetele. Avem în seara aceasta o seară de rugăciune aici și am vrea ca El să se plece peste noi și să ne asculte strigătele noastre, să asculte cererile noastre, să ne binecuvânteze. M-a scos din groapa perire și din furtul mocirii. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu nostru. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice dar de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt planurile Tale pentru mine și nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc, să le trimițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Spune robul lui Dumnezeu David că El și-a pus nădejdea în Domnul și dacă s-a pus nădejdea în Domnul, Domnul a făcut ceva. El s-a plecat spre El și i-a ascultat strigătele. Și noi, după masa aceasta, vă sfătuiesc în numele Domnului să vă puneți nădejdea în Domnul Dumnezeul nostru, care ne-a dat mântuire prin jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos de pe Calvar. Pentru că și El va lua minte la problemele tale. El te va mângâia, El te va întări, El te va sprijini. El îți va da lumină și înțelepciune ca să poți să faci decizii bune și frumoase, ca să se slujești Domnului Dumnezeul tău. Și trebuie ca să facem lucrul acesta, pentru că este însoțit de o promisiune. Toți acei care se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că El răsplătește. Slăvit să fie numele Domnului, spune în Evrei Apostolul Pavel și spune și Apostolul Ioan, în Epistolele Soboricestea de sale, în câteva locuri, că cei ce se apropie de Domnul trebuie să creadă că El există și că El răsplătește. El răspătește ostenelele noastre. Nu ne lasă la voia întâmplării, niciodată. Chiar dacă noi ne mai depărtăm într-un fel sau altul și mai apucă câte unul și pe câte o care mai răturadnică, dar Dumnezeul nostru este nespus de mare, nespus de bun, nespus de milos. El nu ne face după fărdelegele noastre și nu ne pedepsește după păcatele noastre. Spune Salmistul David în Psalmul 103 că El îndepărtează păcatele noastre cât de departe cerul de pământ. Cine poate să știe exact numărul și de mii și milioane de kilometri care este între cer și pământ? Dar atât de mare este bunătatea lui Dumnezeu că nu se poate compara cu nimic din lumea aceasta ceea ce noi putem să gândim sau putem să știm. Și vrea să ne facă parte de aceasta și vrea să ne încredințeze că El este așa de bun și că El ne iartă toate păcatele noastre și îndepărtează fără de legele noastre, versetul următor, versetul 11, câte este de departe răsăritul de apus. Aveți toată încrederea în Dumnezeul nostru pe care L-ați primit în răzând inimile voastre și care I-a slujit și care îl iubiți cu o dragoste mare și neprefăcută, că Dumnezeul vostru și Dumnezeul meu este un Dumnezeu îndelung răbdător și plin de bunătate. Și cu această încredere să ne apropiem și în seara aceasta de El și atunci știm că orice vom cere de la El, ne va fi dat.
Iisus a mers într-acolo, ca spus în felul următor, în capitolul 15 din Evanghelia lui Ioan, versetul 16, că orice veți cere de la Tatăl în numele meu va fi dat. Avem posibilitatea noastră aceasta să cerem orice lucru avem de trebuință și orice lucru am avea de la Dumnezeu și să cerem cu credință. Că dacă nu avem credință, nu știu cum va fi cu cererea noastră. Este totuși un verset în Biblie care spune în felul următor, Psalmul 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binecuvântările Lui. Pentru că El îți iartă toate fărdelegele tale, versetul 3. Și El îți vindecă toate boalele tale. Vedeți că dacă credem în cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu avem credință așa de mare, totuși putem să fim binecuvântați. Măsura de credință pe care ai în cuvântul lui Dumnezeu, eu nu pot să știu. Dar știu un lucru, că Iisus a făcut o promisiune, că cerul și pământul va trece, dar cuvintele Lui, cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece, vor rămâne și vor sta în picioare. Vă dați seama, se va termina lumea, se va termina cu tot universul ăsta, dar cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu rămâne în veac, viu și lucrător și dă mântuire tuturor oamenilor care se apropie cu încredere de El. Și am zis că în seara aceasta să ne apropiem cu deplină încredere în Domnul Dumnezeu nostru, cunoscând marea sa bunătate și marea sa dragoste pe care o are față de noi, după cum cuvântul său ne vorbește și vom fi binecuvântați de El. Zice că după ce l-a scos din groapa pieririi și din fundul mocirii și a pus picioarele pe stâncă și i-a întărit pașe, a făcut altceva încât Domnul Dumnezeu pentru el. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. O știți? Mulți au văzut că Domnul i-a pus o cântare de laudă. Atunci când te vezi binecuvântat de Dumnezeu, atunci când îți vezi dorințele împlinite, este așa de ușor ca să ai încredere în Dumnezeu și ca să lauzi și să poți cânta din toată inima ta. Dar Psalmistul David spune un lucru mai important decât asta. În Psalmul 34, lăudați pe Domnul în orice împrejurare. Și atunci când ești în suferință și când ești în necazuri și când ești chinuit și lovit de multe încercări și multe ispite pe care poate să le aducă vrăjmașul în viața fiecăruia din noi. Și atunci trebuie să-L lauzi pe Dumnezeu și să-L preamărești. Și aceasta va dovedi că ești un bun credincios Domnului Dumnezeul tău care ți-a dat mântuire prin jertfa răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Ferice pentru orice om care există în lumea aceasta. Nu numai pentru noi ce suntem aici. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu își îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. De ce spune aici robul lui Dumnezeu, David, sub inspirația Duhului Sfânt, nu se îndrepte nimeni spre cei trufași și mincinoși? Pentru că știți unde e locul mincinoșilor? Apocalipsa 22. Iazul cu foc. Acolo e locul mincinoșilor. Pentru că spune eu, nu-i mare lucru. Dar dacă citiți acolo și vedeți ce spune, că zice, acolo sunt toți vrăjitorii, curvani, stricați toți, îi pune pe toți pe numeri, pentru care și mincinoși. Acolo este iazul cu foc al lor și pentru aceasta ne se cere o deplină seriozitate și o trăire sfântă și curată ca să nu ajungem în foc. Pentru că o minciună poți să spui cineva foarte ușor. Eu am observat că au fost și am avut de-a face cu frați care nu s-au putut nici de cum să se lese de minciună. Nici de cum. Și era încă păstor unul din ei și i-am spus așa, Doamne, dacă aș putea să-i fac operație omului stuia în cap și să-i schimb mintea și să-l fac să înțeleagă cuvântul tău, poate că ar fi o iertare pentru el. Și poate că s-ar mântui sufletul. Dar nu s-au putut să face nicio schimbare. Doar numai Dumnezeu, de cursul anilor, poate că îl va schimba sau că l-a schimbat deja și eu m-am rugat și mă rog pentru el și pentru oricine care mai este lovit de patima aceasta. Știu de aici de un frate care spunea, păstorul ăla care și el spunea minciuni, spunea, ăsta e fabrică de minciuni, bă. La atât poate să spui o minciună. Nu poți să spui niciodată adevărul. Și m-am mirat mult de caracterizarea lui.
V-a spus că e fabrică de minciuni, era Turcia, spune el niciodată, nu spune adevărul. Și aici spune robul Dumnezeu dreapă, că să nu ne îndreptăm pașa spre cei trufași și spre cei mincinoși, pentru că Dumnezeul nostru nu-i place. Și Dumnezeul nostru îi place să fim sfinți și curați și să spunem adevărul din adâncul inimii noastre și să veghem asupra cuvântului. Că sunt multe împrejurări că oamenii nu veghează asupra cuvântului pe care îl spune din gură. Și este așa de rău. Pentru că tu nu știi că prin noapte ține tu de cuvânt, tu faci pe cineva să se supere. Sau faci pe cineva să aibă o pierdere. Sau faci pe altcineva ca să poată cârti și murmura. Și lucrurile acestea nu sunt bune înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să umblăm cu băgare în seamă pe calea lui Dumnezeu și să trăim neprihănirea și sfințirea cerută de Dumnezeu. Versetul 5. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine și nimeni nu se poate asemăna cu tine. Ce minunată descriere o face robul Dumnezeu. Multe sunt minunile și multe sunt planurile lui Dumnezeu cu privire la viața fiecăruia din noi. Nu numai lui David, cum a fost. Pentru că Dumnezeul nostru are planuri făcute pentru noi, înainte de întemeierea lumii. Vă știți lucrul acesta? Efeseni spune și Apostolul Pavel în câteva locuri spune că au fost numele noastre scrise în Cartea Vieții Veșnice înainte de întemeierea lumii, înainte de a face Dumnezeu pământul acesta. Pot să zic așa, numele noastre, cei care aveau să fim sortiți mântuiri și planificați pentru a fi mântuiți, numele noastre a fost scris în Cartea Vieții Veșnice. Și el zice, robul lui Dumnezeu, zice, Doamne, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. El a văzut planurile lui Dumnezeu, că planurile lui Dumnezeu pentru David era ca el să fie împărat și prin el și prin seminția lui să vină Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Știți lucrul acesta, că din seminția lui se trage Domnul Iisus Hristos. Și spune mai departe, cuvântul lor, și nimeni, zice, nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc, să le trimițesc, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Numărul binecuvântărilor care Dumnezeu le-a făcut pentru mine și pentru mulți din dumneavoastră este prea mare ca noi să putem să le pomenim pe toate. Pentru că când îți face cineva un bine, așa de repede uiți. Dar dacă îți face unul rău, să vezi că nu te uită repede. Ține minte și ani de zile. Și lucrul ăsta este rău, pentru că n-ar trebui să ținem minte ceea ce a făcut cineva rău, ci să găsim loc de iertare în inimile noastre și să prin faptele noastre și prin îngăduința și mila noastră să dovedem că iubim în Domnul și că îi ajutăm și vrem ca să le ajutăm să rămână credincioși și să slujească Domnului. Poate că și tu ai avea multe lucruri de mărturisit înaintea Domnului. Cum Domnul te-a vindecat, cum Domnul te-a izbăvit, cum Domnul s-a făcut trecere la locul de muncă și ai capătat un loc bun, când ceilalți colegi și oameni din jurul tău te-au asupreau și când vorbeau de rău de tine și când căutau să-ți facă rău. Pentru că, să știți, eu am 43 de ani aproape în America și am suferit foarte mult în țara asta. Pentru că toată America asta pe unde am luat, majoritatea am putut să constat cu deplină încredere că americanii take advantage de emigrați. Și nu numai atât. Take advantage pentru că nu-i plătește cum trebuie, take advantage că nu se poartă cu ei cum trebuie și le pune și face lucruri care n-ar trebui să facă. Și o să vă dau un exemplu. Am venit în New York, practic a fost New Jersey, peste apă, peste ață. Și am intrat acolo la lucru. Într-o fabrică, un român mi-a făcut un loc acolo și am intrat la lucru și m-a plătea cu $5 și 10 cenți pe oră. Și am avut un american care lucra cu mine acolo, tot în aceeași meserie. Lucram în electronică, făceam niște mașini electronice care făcea tot felul de aplicații și avea tare multă instalație electrică și electronică. Și luam planul și puneam pe masă și mă uitam pe plan și făceam mașina după planul care era acolo. Și omul ăsta, chiar dacă era născut în America, crescut în America și aproape de acest vârstă cu mine, mereu îmi venea să-l ajut, să-i citesc acolo, să-i spun cum se fac acolo, cum se fac acolo, cum se facă din.
Și am spus, dar cu cât te plătesc ăștia pe tine? Păi cu 37 de dolari mă plătește, nu 5 de ce bani. 37 de dolari? Tu știi cât îmi dau ei mie? 5 dolari și 10 cenți. Îmi dau, zic, atât îmi dau mie. Și când se ivea o problemă mai complicată și trebuia să lucrez mai mult timp la câte o mașină, că avea sute de fire acolo și dispozitive electronice și reglaje electronice. Și când se ivea câte o problemă este mai complicată, ei aveau angajat acolo un inginer electronic, american. Și venea ăla cu mine și îmi spunea, zice, Mike, zice, hai să mergem la asta ca să rezolvăm problema la mașină, că nu se descurcă. Și nu știu ce să fac. Vină că tu poți să mă ajuți la plan, că văd că înțelegi destul de bine planurile. Și vin, zice, cu mine, zice, ca să putem să rezolvăm problema asta. Și mă duceam cu el, cum să nu zic, când nu mă duc. Chiar dacă nu-mi plăcea, dar mă duceam, pentru că nici nu vorbeam prea bine engleză. Eu am venit cu o leacă de engleză în America. Am putut să mă descurc cu toate problemele care avem nevoie pentru viața de cu zi cu zi. Și citeam, da, eram multe probleme de tehnologie cu cuvinte care nu le înțelegeam de sensul. Nu aveam experiența tehnologică în explicația în limbajul lor care era. Și apoi citeam cu el acolo și rezolvam problema cu el. Și nu-mi plăcea deloc că cauta omul acesta să mă folosească. Dar n-am avut ce face până cât am stat acolo și de acolo am plecat în Florida. Am vrut să scap de fric, că era tare fric. Chiar dacă în New York părea cuiva că nu e așa de fric, așa e de fric ca în România. Încheți de mor de fric, chiar dacă nu ține zăpada multă timp, dar e fric de nu mai poți. Și mi-aduc aminte din seara de 9 martie, când am plecat de acolo, din Florida, m-am dus în Florida, că așa am mâncat o mamă de fric, nu-ți poți închipui. Și eu și copiii și toți îmbrăcați cu haine de pere și cu cățăminte și cu pe cap și până când ne-am urcat în avion. Și când am ajuns în Florida, la Fort Lauderdale, acolo am mers, a trebuit să gândeam jos până și haina de pe noi. Că era 82-85 de grade, chiar la ora 11 noapte am ajuns. Și nu uit timpul ăla. Și ne-a sculat dimineața și am văzut o climă așa de frumoasă și totul verde și frumos. Men, aici era eu pe pământ, slăvit să fie Domnul, că am ajuns aici. Da, și până la urmă, nu a fost rar, trebuie să mă apuc și de acolo. Și așa, sufere omul mult pe pământ, în special imigranță. Știu că majoritatea din dumneavoastră ați avut experiențe de acestea. Oriunde am merge și orice am căutat să facem, când ne vede după numele care îl avem, cum ne vede când vorbim nu chiar așa o engleză de bună ca ei, de țet. Ei știe că și-au găsit victima și caută ca să te folosească în scopul lor. O să mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție și pentru îngăduința dumneavoastră care ați avut tot ca să vă pot explica ceva din experiența mea din viață datorită cuvântului lui Dumnezeu pe care l-am citit, pentru că zice că Domnul este Cel care ne poartă de grijă. Și am crezut și am văzut în fiecare zi din viața mea, de când am ajuns pe terenul Statelor Unite, că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Domnul să fie slăvit și mărit și glorificat. Aleluia! Ne plecăm cu toți pe genunchi, mulțumim Domnului, cum știm mai bine și cum putem. Și Domnul să lucreze și după masa aceasta în mijlocul nostru. Amin!